O punte scurt-circuitată. Un teoretician și în același timp un practician al libertății ca fel de a fi în România anilor 70-80. Protestul său, inocent și totuși atât de acerb prin ascuțișul metaforei folk, poezie și muzică, era aproape sinonim cu mesajele pacifiste ale generației Flower Power de peste ocean. Le aprofundase, dacă e să-i ascultăm interviurile post-decembriste, și atât. Învățase să se joace de-a vaț ascunselea cu cenzura comunistă, iar prin căutarea rostirii tragicului, altfel decât patetic, s-a înseninat precum folclorul țăranului autentic. S-a întrupat în grafică și pictură, transcendând prin această propriei orchestră liniile fundamentale ale libertății. În interiorul ușii sale de la intrare, Nicu Vladimir se avertiza de unul singur: mie-mi pasă. Bla, bla, bla. Și cerul către cer se-ntoarce, și fratelul către lut, și orice punte se desface sub tâmpla cerului surdomut. Vai, 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 aici lumina albă zace, destrăvălându-se într-un curcubeu. Fiecare știa ce îi place și fiecare îți piară eu. Știam că de Power Flower, chiar știam lucrurile astea și cei din zona artelor plastice, cei care își făcuseră din artele vizuale o legătură cu lumea de dincolo, cum era Nicu Vladimir, știau foarte bine lucrurile astea. Recuperarea elementelor de mitologie, de mistică populară, de folclor religios, a fost unul dintre filoanele importante pe care au mers câțiva dintre folchiștii și rockerii din anii 70 din România. Mircea Florian a fost unul din ei, dar și Nicu Vladimir. N-am simțit în muzică neapărat mișcarea aia în America de mare proporții hippie. Repet, mai mult în plete. Era într-adevăr într-o mișcare unde era în zona Nicu Vladimir, Ceavi Zaharia, cum îl cheamă folkistul, Mircea Florian, ei erau mai apropiați de acest fenomen, îl aprofundaseră. Și anumite curente erau tot în zona, zonele care pompau puțină energie hipiotă, unde se mai puteau purta plete, adică arhitectura și mai ales artele plastice, unde era Nicu Vladimir. O altă parte dintre folkiști au apăsat pedala cântecului protest, protestungului, pe care preluaseră ideea de la Baez și de la Dylan, dar au dezvoltat-o și total original și aici l-aș băga pe Nicu Vladimir în primul rând. Bună seara! Mă bucur foarte mult că suntem aici împreună încercând să comunicăm. Sper să și reușim să comunicăm, ba mai mult decât atât, să ajungem eventual la comuniune. Cu atât mai mult cu cât e vorba tocmai de acest loc în care pânduie încă stafii sinistre al care au plecat în lucrarea lor de la ură, având ca țintă ura față de, eu știu, față de tot ce înseamnă ființă umană. Rămășițe din această ură încă mai există și cred că e în puterea noastră să o facem să dispară. Simpatia lui totală față de Bob Dylan s-a transformat în niște compoziții românești, din nou intrând în structura melosului românesc,
de data aceasta și, și cu lucruri spectaculoase de concert, pentru că, de exemplu, tot pe linia Mircea Florian, că erau buni prieteni și cu Mircea Florian și cu Ceabi Zaharia, în concerte aducea interpreți populari cu instrumente ciudate. Țin minte cum la polivalent au rămas cu gura căscată când au văzut vioara cu goarnă. Nicu Vladimir nu a ostenit niciodată. Resemnarea Mioriței îi era străină. Impus alături de prima generație, aceea de aur și fără de prihană a folcului românesc, și-a hrănit semenii din colbul secundei și iarba înrourată, conducându-i orb prin tunel, pe drum și fum de frig, de din primăvară. Cu tristeți și colinde își lua zborul dintre lupii ce se înconjurau, și aer era și văzduh era, iată, iată. Nicu era grozav. Când a fost student la arte plastice, a și mers. Au făcut ei, studenții, o manifestație spontană care era așa, într-un fel, legată de, și de viața americană, de bombe, de chestii de-astea. Cred că poliția a și cam bastonat puțin. Eu n-am participat, eram doar licean pe atunci. Mi-aduc aminte cum cânta Nicu cu muzicuța, când își punea muzicuța și cu chitara lui și... Știi, apropo de catarze, 75, când se produce în tine așa, simți ceva, probabil adrenalina sau, mă rog, umorile și așa ceva care te desface, te rupe, dar te și înalță. Nicu producea lucrul ăsta, sau cel puțin pentru mine. El cânta așa, n-aș zice bestial, aș zice invers, dumnezeiește. Și cânta cu mare dăruire, adică nu-și bătea joc sau... Și el era așa, venea așa însingurat, în pantaloni strâns și cu bocanci, cu părul lung și cu bascul lui, într-un fel semna și cu Che Guevara, mă gândesc, cu bărbița rară, și își monta suportul de muzicuță și cânta pădure, pădure, te-au stâns din secure și iată, iată, strop de înger cad în scrum și alte cântece minunate. Da, îmi pare bine că l-am cunoscut pe Nicu Vladimir. Cheamă-ți câini, se-mpletesc șoapte de lut, culcă-ți pașii lupii, calcă mut. Iată-ți câini, prin grot calde se învârt, lasă-i câinii, poturi vechi se-ască. Învelește-ți râsul în umbre, prea sunt drum, doar coturi strâmbe, chiar aștie lin să umble, uită ce și cum. Lin pe cale urcă-ți urma, mușuroaiele-ți țin gura, urma în urmă scapă turma, primul la ce bun. Iată, iată, spinii de pândă ard pe crâng, iată, iată, șoapte arse curg. Iată, iată, călușei în joc se frâng, iată, iată, aerul ți-e strâng, strâng. Vladimir, cu pletele lui, o să-l vedem măcar în fotografie.
pentru că nu-l putea înregistra nimeni pe Nică. Nică era de o modestie, era un poet în primul rând. El își făcea singur versuri, își făcea niște cântece superbe. Pe Nică nu-l puteai duce la Sala Palatului. O singură dată în viața mea a reușit să-l duc la Sala Palatului, dar o singură dată, schimbându-i, o să mă arăt odată, poate, cum arătau textele lui Nicu și ce texte am dus noi la avizare. Se macină adânc coasele în mine, cine or ucide de acum azi mâine. Un poet cântăreț, un poet cântăreț în accepțiunea, mă rog, în accepțiunea mea a cuvântului poet cântăreț. Dacă nu ne speriem de ce zic eu acum, cel mai aproape de Bob Dylan, din ce știu eu din folcul românesc. Dacă nu ne speriem de ce vorbim, să nu batem câmpii. În sine pentru sine, frigul urai dama, că ciomagul forța brute, iubito, vezi, ferește-te! Lui Nicu Vladimir, folchistul, pictorul și poetul, îi păsa. La primul festival Primăvara Baladelor a câștigat premiul întâi. S-a luptat tăcut cu autoritățile. Retras din cenaclul Flacăra, a rămas de partea folcului adevărat. Drumule, fumule, drum vechi, drum nou, lasă-ți roba să mă știi. Mi-o fi haină cu lilie, rana trupului saline. Nu mă ține în răscruce la troiță frântă, să mă ajungă din dărât suflare de negru cerb, ca să mă ajungă din dărât adiere dinspre sol. Întotdeauna când mi-e greu, îmi recit în gând. Dar lasă-mi dorul să adun. Lupii vin în cercuri line, nu ceda acum. Cred că Nicu Vladimir a găsit formula unei tensiuni de revoltă pură. Ăsta a fost Nicu Vladimir, un om hăituit, un om înconjurat de o haită de lupi care până la urmă l-a ajuns și l-a mâncat. Iarbă tânără, o taină de vinzări, mi-a fi punte între luci și glumi. Prea limpede mi-l împletesc, cu filul tânăr înrourat, celeste struna prinsă în rumă, plăpălină, șoaptălină, unde de vinzări. Iarbă tânără, rouă taină de vinzări, mă fi punte între luci și glumi. Iarbă tânără, rouă taină de vinzări, mă fi punte între luci și glumi. Săvârșită partea mea ispășită, gândului vlaga să-i crească, suișul să ți-l sporească. Lasă-mi pasul să trezească,
crească pași noi de cu zi să-i crească. Pași duruși drumul să nață într-o dimineață, da, pași duruși drumul să nață într-o dimineață. Un război surd și rece i-a întristat baladele lui Nicu Vladimir, precum adevăratul folclor românesc. În 1989, găzduit de Mircea Florian la Düsseldorf, în libertate, îl mai căuta poate pe Dumnezeu. În 1995 s-a certat cu toamna și poate că de aceea prietenii îl găzduiesc în amintiri ca pe o primăvară.